Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează în această lună două cursuri de calificare în meserile de coafor și îngrijitori bătrâni la domiciliu. Aceste cursuri se adresează șomerilor indemnizați și neindemnizați din județul nostru și sunt gratuite, iar ele sunt disponibile pentru 28 de sătmăreni care doresc să învețe o nouă profesie sau să obțină un certificat de calificare. Cei interesați se pot înscrie la compartimentul de formare profesional al agenției. Pentru această șomerii au nevoie de copii după certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, ultimul act de studiu și cartă de identitate.